Bună seara și bine ați venit la 360 de grade. Abundență versus prosperitate. Prosperitate apreciată și dorită de noi toți. Oare toată lumea știe cum să acționeze pentru a le atrage? Ce are în plus abundența față de prosperitate? Cum ne raportăm corect la ceea ce ni se cuvine prin drept divin? Știm ce să facem cu aceste daruri? Cum îți poți pierde însă aceste avantaje? Vom discuta despre toate acestea astăzi seara alături de Ingrid Baciu și Eugen Mărț. Bună seara și bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Suntem interesați să vedem ce sfaturi ne dați la acest început de an, un an care promite prosperitate. Ce putem face, pentru că și prosperitatea ca și abundența, vom vedea astăzi seara și care este diferența între abundență și prosperitate, prosperitatea ca și abundența trebuie oarecum cerute, ele sunt niște daruri divine, dar și noi trebuie să facem în așa fel încât să le atragem sau mai exact să nu facem lucruri care contravin total și evident le putem pierde, pentru că sunt oameni, și o să vedem astăzi seara, ne-ați promis și exemple, care se nasc cu un drept divin să aibă abundență, să aibă prosperitate, le merge bine, cum se spune, și totuși la un moment dat, brusc, acestea se pierd. Ingrid. Plecând de la ideea că nu e obligatoriu să te naști cu un neapărat un credit astral sau un drept divin, poți să vii fără drept divin pe abundență. Corect. Prosperitatea în interiorul poporului român, ca înțeles ca definiție, este adesea văzută ca o stare de fericire, nu neapărat aducătoare și de împliniri sociale, materiale. Abundența, acest cuvânt, concept care pleacă din spiritualitate, înseamnă să ai ceva peste, pentru că tu trebuie să faci ceva cu lucrul ăla. Sfântul Părinte Cleopa spune, nu te închide în bogăția ta, că poate ți-a dat ție Dumnezeu mai mult să ajungi și pe alții. Da, ce frumos. Da, poate ți-a dat ție, să nu rămâi în zona ta de mai mult decât confort, când ești abundent în bunuri, bani, privilegii, ocazii în lume, pentru că s-ar putea să-ți pierzi prosperitate. S-ar putea să nu mai fii prosper, să nu mai fii fericit. Cuvântul acesta, prosper, ar putea fi tradus și ceva în favoarea speranței, a capacității de a deține senzația, sentimentul că ai, pentru că bogăția interioară, precum cea exterioară, ambele vin din sentimentul că poți avea. În momentul în care ți-ai pierdut sentimentul că poți avea, se termină și bogăția exterioară, da? Se termină și abundența. Poți să te naști fără drept divin, fără credit astral, dar tu poți să dobândești, pentru că ai venit cu altceva, ai venit cu o bogăție interioară. Da. Ai venit cu acel ceva și tu chiar știi ca suflet că vin la reîntrupare, că vii pe zero, cum se spune într-un limbaj laic, sau poate vii chiar pe minus. Și știi că ai de recuperat, de restituit universului credință, speranță, răbdare, pentru că tu cândva, din nerăbdare, impulsivitate, ai distrus vieți, ai distrus destine ca să obții. Și cel mai adesea în zilele noastre această stare de lucruri o întâlnim între suflete, între suflete care se scot reciproc din starea de fericire interioară, de echilibru, își provoacă, nu cu un înțeles neapărat conștient, dar undeva la sine, la nivel de sine, sufletele vin cu o nevoie fantastică și, apropo, știm bine, am mai discutat în atâtea emisiuni că în această perioadă de final de secol 20, început de secol 21, au venit la reîntrupare poate multe suflete care au murit în al doilea război mondial, au trecut prin zone traumatice pentru sufletele lor, zone spațiotemporale, în cărnările anterioare, astfel încât au venit adesea la, un cuvânt laic, la se răzbuna. De ce este atât de puțin abundență în lume? Aparent este și prosperitate, dar nu este. Nu este și de ce și global ne aflăm unde ne aflăm. Niște sfaturi concrete, Eugen, ce ne puteți da? Înainte de a creana mai scurt și mai sintetic diferența principală între abundență și prosperitate. Prosperitatea este, din păcate, asociată mai mult cu bunăstarea la nivel material și chiar financiar. Când cineva apare cu o mașină mai mare, mai luxoasă sau își face o nouă casă, se spune, uite, această persoană prosperă. Este o persoană care a prosperat. Pe când abundența este un concept mai profund și mai cuprinzător, nu se referă numai la bani sau la posesiuni materiale. În plus, este și un sentiment sau o stare de bine care apare atunci când ființa începe să conștientizeze cât de bogat este universul în care ne-am cunoscut și cât de mare este dărnicia și bunătatea lui Dumnezeu, din care noi ne hrănim doar cu o parte. Și aș vrea să subliniez că, din punctul acesta de vedere, universul este abundent
Și planeta noastră este plină de resurse și resursele acestei planete ar fi suficiente astfel încât noi să trăim atât o stare de prosperitate cât și un sentiment de abundență absolut pe toate planurile. Dacă lucrul acesta nu se întâmplă, trebuie să vedem din ce cauză. Și din acest punct de vedere, e adevărat că majoritatea oamenilor aspiră la prosperitate, dar foarte interesant, câteodată se întâmplă că oamenii să obțină această prosperitate și își dau seama că nu sunt fericiți. Ok, au bani, au o mașină mai mare, au o casă mai mare și ce dacă? Și își dau seama că, de fapt, prosperitatea nu poate să fie un scop, ci doar un mijloc. Și dacă este dorită în sine, devine un mijloc fără scope. Când abundența, pe de altă parte, este regăsirea acelui sentiment de împlinire pe care îl are ființa atunci când acceptă toate darurile și toate binecuvântările lui Dumnezeu. Nu numai legate de bani sau de posesiuni materiale. Și faptul de a avea prieteni îți poate da un sentiment de abundență și a face fapte bune și a primi recunoștința oamenilor și a te înconjura de obiecte nu neapărat valoroase, dar care înseamnă ceva pentru tine și aduc ceva bun în viața ta. Și eu am cunoscut, din punctul acesta de vedere, persoane care nu numai că trăiau sentimentul de abundență, dar îl împărtășeau și cu alții, fără să fie neapărat prosperi în sensul unor sume mari de bani. La fel cum am cunoscut oameni chiar foarte bogați, din punctul de vedere al conturilor lor în bancă, care dădeau senzația clară de sărăcie, Alina. Chiar păreau foarte săraci și aveau prieteni mai săraci care, de fapt, ajutau acele persoane bogate și zgârcite cu sentimentul de abundență. Înainte de a discuta despre modul în care totuși putem chema către noi prosperitatea sau abundența, pentru că sunt tot felul de posibilități de a-ți crește oarecum aceste drepturi, aș vrea să discutăm, Ingrid, despre modul în care poți să-ți pierzi prosperitatea. Ca să pierzi prosperitatea, trebuie să pierzi abundența. Vreau să adaug ceva la cele spuse de Eugen. Foarte mulți oameni, foarte mulți, cei mai mulți de pe această planetă, au sentimentul că, indiferent de cât dețin fizic, că nu au, că de fapt nu au. Auzim de oameni care au bunuri în valori materiale inestimabile, aproape de nepronunțat în cuvinte, da? Și totuși ei au depresie, au probleme, au de ce. Starea de a avea urmează imediat stării de a fi. Cel ce nu este nu poate identifica. Bogăția este o stare a spiritului. Dacă tu nu ești la nivel de spirit, structurile tale, generate și întreținute de spirit, nu pot identifica ca atare, îmi cer scuze pentru aparenta cacofonie, este starea de bogăție. Spiritul nu poate identifica. Poate veni cineva să-ți etaleze cele mai mari bogății de pe pământ și să ți le ofere. Parcă mai gol te simți, parcă mai pustiu. Este un strigă de ajutor al spiritului, al sufletului și al altor structuri care își dau seama că deținând acele privilegii, bunuri, se vor pierde mai mult, își vor pierde mai mult starea de identitate. Cine sunt? În momentul în care știi cine ești, nu numai că te poți mulțumi cu mai puțin din punct de vedere material, pentru că, de fapt, ce face bogăția exorbitantă, exterioară, opulentă, aproape de... Știți, ți s-a întâmplat vreodată să... vezi așa ceva și să simți că e prea mult? Ți s-a întâmplat, da? Să simți că e prea mult. Auzim de case la un alt nivel financiar, cum spuneam, aproape de neimaginat, unde sau conace, palate, castele, unde, iată, noul proprietar a tras totul în aur, tot ce înseamnă, nu? Da. Și materiale, deci totul este de o opulență aproape că nu poți să locuiești în locul ăla cu o minte obișnuită. Ce înseamnă o minte obișnuită? Starea de bogăție la care ai ajuns, starea de abundență la care ai ajuns, pe căile luminii. Pentru că lumina vine și îți spune, nu ai nevoie de aia, n-are ce căuta acolo, nu te definește, nu vei găsi sensul vieții, nu te vei regăsi vreodată, sensul încarnării nu este acesta, fugi de acest lucru. Starea de alertă a spiritului blochează capacitatea de a percepe bogăția materială, începe ceea ce putem numi depresia, atunci când depresia este, are această cauză. Depresia are foarte multe cauze, atât știm, e boala secolului, pretutindeni. Are atât cauze de sorginte fizică, din păcate date la o parte, acolo unde se absolutizează spiritualul, și într-adevăr, în esență, în mod primordial, de cauzele sunt spirituale. Da?
pentru că și trupul tău fizic sărăcește și nu se mai poate manifesta dacă nu are instrumentarul și conexiunile și stringurile, legăturile specifice și necesare cu pupitrul de comandă, care este spiritul. Pentru că el îi spune corpului, vom înmagazina substanțele, nutrienții, nu putem, avem un blocaj pe structură, sistem, organ. Nu putem. Privesc către o bogăție care mi se oferă, simt că mi se face rău. Nu pot să acced la acel lucru cu mentalul meu. Cazuri celebre, oameni care au câștigat la loto și au făcut infart. Sume mari. De ce? Pentru că la nivel de structuri, începând cu mentalul așa zis conștient, omul acela, știți cum e? Apropo, folosim noi așa sintagme mai nou folosite, creierul a dat lockdown. Creierul a dat lockdown. Cine este prea mult. Era prea mult dintr-o dată. Dacă îi venea în esență și în acord, în esență și în acord cu capacitatea structurilor de a integra, exact, de a sedimenta, de a decela, de a traduce bogăție, atunci nu s-ar fi întâmplat. Dacă ar fi câștigat 2000 de euro pe lună, 3000 de euro, 5000 și venea în 5 ani milionul de euro, nu s-a întâmplat nimic. A venit dintr-o dată, creierul a dat lockdown, atât pe somatic, atât pe fizic, pentru că spiritualul s-a blocat. Ce e asta? Da? Este ca atunci când un om aparent vrei un lucru bun, te urci într-un vehicul, să zicem, supersonic, ai toate șansele să ți se facă rău dacă înainte n-ai experimentat mersul cu o mașină la 260 de kilometri, mersul cu... De aceea nu ne putem urca oricare dintre noi într-o rachetă, într-un vehicul care merge în spațiu. Nu putem fi astronom dintr-o dată pentru că structurile noastre ne-ar da lockdown. Ele nu se pot adapta la viteză, la ritm, la intensitate. Poți să dai un exemplu. Este vorba despre adaptabilitate în tot ce înseamnă viață. Poți să dai un exemplu concret? Puteți să dați un exemplu concret despre pierderea... Da, de oameni care au pierdut dreptul acesta. Eu aș da chiar două exemple. Aș da chiar două exemple prin contrast, pentru că sunt modalități clasice și bine cunoscute de a pierde o avere. De și exemplu... valabil la orice drept, dar astăzi seara vorbim absolut, despre prosperitate, absolut. Dar și dreptul în iubire, adică multe, exact, multe. Exact. Și vreau să spun că există căi clasice bine cunoscute, cum ar fi risipa. De exemplu, cineva se îmbogățește și începe să cheltuiască iur. Meargă pe la cazinouri și să joace la jocuri de noroc. Și în câteva săptămâni sau câteva luni își poate cheltui averea cucerită cu greu un an de zile. Dar există și căi, ca să zic așa, mai puțin cunoscute sau înțelese și explicate, dar eu am văzut această situație petrecându-se chiar de multe ori, și anume un bărbat care îl ajută Dumnezeu, să zicem, devine bogat și prosper și la un moment dat supără o femeie. Dar o supără rău de tot, Alina, adică o supără așa, la modul nedrept. De exemplu, sunt mari președinți de companii care au ajuns acolo, chiar ei au recunoscut unii dintre ei datorită secretarilor lor, pentru că au avut niște secretare foarte capabile. Și pe urmă, când au ajuns puternici, au dat-o afară și, cum vă spun, au lăsat-o săracă sau au început să-și înșele soția, că na, erau bogați și acum își primiteau amante. Și tot așa, au făcut-o la un mod absolut revoltător și acea femeie a suferit foarte mult. Ei bine, în multe astfel de cazuri, fără nicio explicație aparentă, acel bărbat a sărăcit până când a ajuns la sapătă. Valabil și invers, că și valabil o femeie și poate să supere pentru un bărbat. Pentru că, în plus, la femei se spune că femeile au un fel de putere a lui Dumnezeu în ele și că nu este bine să superi o femeie, pentru orice că dacă, o mare ea, putere, dacă ea este supărată pe tine, mai ales o astfel de femeie cu putere magică, atunci nu-ți va dori binele și tu te vei prăbuși. Eu cred că orice am o mare văzut, putere în situații am văzut în care și situații, am văzut și situații în care femei, să zicem așa, rele și perverse au ispitit bărbați minunați, bărbați așa armonioși, spirituali, așa, oameni care chiar erau pe o cale spirituală și au avut plăcerea aceasta să-i corupă, după care lor le-a mers foarte prost, ai dreptate, se poate întâmpla și femeilor și tot așa au sărăcit ca și cum au fost pedepsite pentru faptul că nu și-au folosit bine farmecele și bogăția și prosperitatea. Deci trebuie să fim foarte atenți. Pentru că banii dar sunt asociați cu o energie foarte mare. Mai puțin a intrat puțin pe altă zonă, nu putem să le discutăm pe toate astea seară. Evident. A intrat puțin pe segmentul iubirii și al lucrurilor mai puțin oneste în iubire. O să facem și emisiunea aceasta, dar ca să se înțeleagă ce... Dar haideți să revenim puțin la partea financiară, nu de alta, dar nu avem timp. Da. Cum ai putea, de exemplu, o persoană, atunci întreb eu și îmi spuneți, o persoană, exact cum ai spus, care are mulți bani și începe să cheltuiască neștire, imprudent și așa mai departe, sau se asociază cu oameni care au un grad de, care nu sunt foarte onești, peste limita admisă.
ar putea să-și piardă dreptul divin la bani, absolut, doar printr-o asociere cu o persoană care face, absolut, lucruri mai puțin, absolut, și oneste sau, absolut, curate. Și categorii și ca dovadă că este așa. Eu cunosc cazuri, de asta întreb. Ca dovadă că este așa. Adică au sărăcit cealaltă foarte situație bogat. Opusă, am văzut-o adeseori în care un bărbat bogat a investit într-o misiune spirituală, într-o misiune caritabilă și averea lui nu numai că s-a stabilizat, dar chiar s-a îmbogățit și mai tare prin așa zise bune asocieri. Deci trebuie să fim foarte atenți ce facem și după ce ne-am îmbogățit și după ce am accesat starea de prosperitate. Din păcate, cei mai mulți pică la acest examen pentru că, așa cum spunea și Ingrid, nu erau pregătiți. Nu erau pregătiți pentru a fi bogați și prosperi. Nu erau pregătiți pentru a administra o forță și o putere atât de mare care să ne aducem. Puterea ce face, Ingrid? Corupe. Sunt împrumuturile. Poftim? Împrumuturile. Atunci când împrumuți pe cineva care are poate o karmă proastă. Categoric am văzut și situația aceasta. Fapte bune, fapte bune, Alina, dar faptele bune trebuie să fie și ele inspirate. Pentru că practic când ajuți pe cineva care nu trebuia ajutat prin prisma înțelepciunii Universului, practic încalci o regulă foarte importantă. Există în yoga, este una din cele 10 porunci yoghine, să dai fiecăruia ceea ce îi se cuvine, atenție, nici mai puțin, dar nici mai mult. Tot ce dai în minus sau în plus, Alina, se întoarce împotriva ta. Și atunci, da, când ajuți o persoană cu karmă proastă care nu merită, preiei, din păcate, karma proastă. Nu că am putea, adică poți să știi dacă ai acces la anumite lucruri, dar în general un om obișnuit poate nu poate să știe. Ingrid, aș vrea să mai punteze. Ba da, este foarte simplu. Pentru cine a citit Biblia, măcar, nu știu, măcar Noul Testament, știe următorul lucru. Acolo sunt lucruri foarte clar trasate. Unul la mână. Știi dacă un om merită sau nu, pentru chiar în Sfânta Scriptură afli că cel care nu se ajută bine în Vechiul Testament este, Doamne, nici să nu trăiască, nici să nu... Legea care îl îndeamnă pe cel care ar vrea să ajute este să nu cumva să-l ajute pe omul care nu se ajută. Lasă-l, nu vrea să muncească, nu vrea. Lasă-l, pentru că e lucru știut. Avem și o expresie în poporul român, nu că-i în ochiul săracului, că-i cartraista. Iisus Hristos vine și spune că cel ce este sărac, mai sărac va fi, cel ce este bogat, mai bogat va fi. El nu vine să dea un edict, el nu vine să dea o sentință. El vine să explice, știm bine, lipsesc multe lucrări din Biblie, probabil că acolo era explicat. Vine să explice o lege spirituală foarte clară. Cel ce a gândit, a simțit și a acționat astfel încât a intrat în rezonanța. Dacă nu-și dă seama, nu conștientizează, iată că lucrurile ele nu dispar, nu intră în remisie. Mai mult prin putere, mai sărac vei fi. Cel ce a simțit, a gândit, a acționat în sensul abundenței, în sensul prosperității, la un moment dat, cum să spun, nici nu trebuie să te gândești că faci asta, lucrurile vor veni de la sine pentru că tu ești conectat la energiile specifice și necesare vieții. Acum, mă uitam pe Psalmul 1 pentru că practic în Psalmul 1 avem răspunsul de ce atunci când dai unui om ceea ce nu îi se cuvine, tu vei plăti sau stai, cum frumos spunem Psalmul 1, nu-i așa? Fericit omul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor și în calea păcătoșilor nu a stat, iar pe scanul usculitorilor nu a șezut, ci în legea Domnului e voia lui și la legea lui va cugeta ziua și noaptea și îți explică că dacă faci asta vei fi ca un pom răsădit la izvoarele apelor, căruia frunza lui nu va cădea. Ce e frunza? Rodul trecutului tău. Copacul în sine, fără vlăstare, fără crenguțe și frunze, este trecutul, dacă vrei. Frunzele reprezintă prezentul. Sunt foarte multe taine în scrierile, da? Și frunza lui nu va cădea. Rodul, verdele este ce este, este culoarea vieții, este culoarea chakrei. Scripturile sunt foarte mult scrise în trimiteri ezoterice, dar probabil cândva ele vor fi dezlușite și omului pur și simplu în general. Trebuie să se înțeleagă un lucru. În momentul în care tu te duci către cineva care nu-și merită acea abundență de cunoaștere, de fericire, de iubire, cum spuneam mai devreme, de bani, bunuri, privilegii, ocazii în lume, în momentul acela el este o groapă care se cătuiește, care atrage către sine tot sporul, tot abundența ta. El nu va respecta nimic din ceea ce îi oferi. Iar Hristos dă pentru acest lucru, dă foarte clar o manieră de protecție. Ci voi nu faceți nimic și nu încercați să credeți că veți obține ceva, ci doar în numele meu. Majoritatea la propriu oferă ei către altcineva. Nu, tu să nu oferi niciodată tu în numele tău, ci să spui în sinea ta, nu din partea mea, de la Dumnezeu, că dacă El nu-mi dădea, în numele Lui Hristos dăruiesc, fac drag.
În momentul în care dăruiești în numele tău, tu vei avea multe lucruri de pierdut. Pentru că tu nu ești abundența. Tu ești o expresie sau nu manifestă, vizibilă în acest plan a abundenței. Tu poți să aduci în manifestare abundența, dar tu nu ești abundența. Da. Când dăruiești în numele tău, practic îți anihilezi rădăcinea, sorgintea matricială și vei fi exclus din ecuație. Vreau să completez aici, tot Iisus spunea, nu aruncați mărgăritare la porci. Deci clar, nu dați ceea ce nu merită celor care nu merită. Foarte clar, nu aruncați mărgăritare la porci. Mai există și o altă situație, Eugen, prin care poți să-ți pierzi această prosperitate? Da, și din păcate, iarăși este o situație pe care eu o întâlnesc frecvent și oamenii nici măcar nu știu ce i-a lovit, ca să zic așa, deci pur și simplu se miră. Este starea de nemulțumire și nerecunoștință. Da, pe principiul nemulțumirii se ia darul. Apropo de cele 10 principii yoghine, ăsta este un alt principiu numit mulțumirea sau împăcarea sufletească, care spune că în orice moment al vieții tale trebuie înainte de toate să fii fericit și recunoscător pentru ceea ce ai primit până atunci. Nu cred că se poate da un exemplu mai bun în această privință decât încercarea lui Iov, care fiind un om bogat, prosper și bine realizat, pur și simplu cel rău s-a dus la Dumnezeu și i-a spus, uite, acest om te urmează numai pentru că o duce bine. Și Dumnezeu i-a dat puterea și libertatea să-l încerce. Și în momentul în care Iov nu mai avea nimic, era bolnav, părăsit și așa mai departe, practic printre gunoaie, atunci cel rău i-a șoptit la ureche, uite, vezi, ai crezut în Dumnezeu și nu mai e nimic. Acum crezi în mine. Și el a spus, păi credința în Dumnezeu este tot ce mi-a mai rămas, nu renunț la ea. Și bineînțeles că Dumnezeu l-a repus în dreptul. Deci iată, și dacă ajungi în starea lui Iov, trebuie să fii mulțumit și recunoscător. De ce? Măcar că existi, măcar că Dumnezeu te-a creat și prin asta oricum ai șansa la mântuire, ceea ce Dumnezeu o garantează pentru toată lumea. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, acea vorbă care spune așa, cine are, i se va mai da, și cine n-are, i se ia și ceea ce n-are, nu prea are sens. Adică aplicată mecanic înseamnă ce? Că dacă cineva este bogat, se va bogăți și mai tare. Și dacă cineva este sărac, va sărăci. Nu. Adevărata explicație este așa. Cine are ce? Sentimentul de gratitudine și de recunoștință față de ceea ce a primit de la Dumnezeu, va mai primi de la Dumnezeu. Cine are acest sentiment că nu are, deși are, atunci va fi pedepsit și va pierde chiar și ceea ce are. Și am văzut adesea oameni care aveau puțin și erau mulțumiți și sigur acești oameni erau pe placul lui Dumnezeu și vedeam cum o duc mai bine după aceea și am văzut oameni care aveau atât de mult că alții nici nu visau și tot erau nemulțumiți și într-adevăr mai devreme sau mai târziu au început să piardă. Deci trebuie să fim foarte atenți pentru că acest principiu nu trebuie respectat nici măcar din dorința de a nu pierde bani. El trebuie respectat în sine, punct. Tot timpul trebuie să fim apreciativi și recunoscători pentru ceea ce am primit și atunci putem avea și mai mult. Dar mulți oameni nu cunosc, nu respectă acest principiu și de multe ori încălcarea gravă a acestui principiu i-a făcut să piardă și bani și alte binecuvântări. Trebuie să fim foarte atenți, asta chiar discutam la începutul emisiunii, despre faptul că de multe ori ai drept divin în ceva, nu știu, la bani, la chiar și bunăstarea, nu neapărat trebuie să fii bogat să ai un soi de bunăstare. Exact. În iubire, în bună dispoziție și așa mai departe. Și trebuie totuși să fim foarte atenți să nu le pierdem. De exemplu, o simplă algoritmare. Să spui mai bine, nu știu ce n-aș avea. Sau mai bine sau, sunt foarte mulți oameni care sunt în relații nepotrivite și îi spun mai bine singur. Da. Și mereu le spun. Sunt oameni cu care, na, stai de vorbă. Nu mai spuneți așa, de ce să nu spui mai bine să cunoști persoana potrivită, adică să evităm formulările care te algoritmează, nu sunt chiar precum un blestem, dar nici departe nu sunt, care pot prinde contur și mai ales în educația copiilor, poți fi supărat pe copil și să spui anumite lucruri așa, pur și simplu la supărare și cunosc cazuri de adulți, sigur că da, care au o traumă pentru că în copilărie li s-au spus, li s-au făcut și de către oameni care iubeau anumite astfel de algoritmuri. Deci în ceea ce privește prosperitatea și abundența trebuie să fim foarte atenți. Ele trebuie respectate. Nu este, suficient. Sunt foarte multe lumea, aprinde lumânări colorate. E foarte important, dar
trebuie să fim foarte atenți la modul în care le gestionăm și să, exact cum spunea Eugen, și să mulțumim pentru ceea ce avem, pentru că nemulțumirea este foarte urâtă în plan divin și neplăcută, dar pe undeva să înțelegem că este un dat divin. Nimeni nu este nici bogat, nici frumos, nici deștept, nici nimic, decât datorită lui Dumnezeu. Trebuie să înțelegem lucrurile acestea, pentru că dacă Dumnezeu vrea să-ți arate cam care este locul tău, e... Ai mare dreptate și să-ți dau un exemplu care pe mine m-a tulburat. Un om foarte prosper, de altfel avea o afacere prosperă în România, n-am să spun ce afacere, pentru că unii și-ar putea da seama, tot mereu spunea celor apropiați, vreau să vină cât mai curând ziua în care să nu mai trebuiască să muncesc, să stau și să nu mai fac nimic. Și într-o situație absolut stupidă și greu de înțeles, acea persoană a avut un accident chiar în legătură cu afacerea ei și pur și simplu a paralizat și din acel moment acea persoană stă în pat, nu mai muncește și nu mai face nimic, adică exact așa cum și-a dorit. Deci trebuie să fim foarte, foarte, foarte atenți. Poate acea persoană ar fi trebuit să spună aș vrea să am mai mult timp liber pentru activități frumoase, armonioase, creative, să fac fapte bune, să mă documentez, să mă desăvârșesc, dar nu să spună aș vrea să vină perioada în care să stau și să nu mai fac nimic. Tu cum vezi, Ingrid, aceste... Nu este suficient să spui o dată de două ori, să atins o masă critică. Exact. Prin acest enunț, probabil repetat și persistent, s-a atins o masă critică. Câte nu spun oamenii și nu se împlinesc sau e o defazare temporală importantă. Eu cunosc situații și acum nu vreau să ne certăm, sincer, dar iau ca atare, personal, vreau mi s-a întâmplat o singură dată și credem că a fost algoritmare. S-a atins o masă critică prin probabil. Ceva. Prin ceva. Sau prin gânduri repetitive, nu neapărat verbalizat. Asta am și spus, că nu-i suficient să spui o dată, un gând neținut sub control. Exact. Că structurile nu se aliniază toate. Când tu spui suntem fericiți, suntem fericiți. Poate să fie mintea fericită, sufletul nu. Avem conflicte interioare, aparent mintea și sufletul sunt bine și totuși alte structuri nu sunt. Nu știu unde s-a atins o masă critică pe una dintre structurile care aduc la împlinire. Da? Pentru și după aceea devin oamenii, scuză-mă, Ingrid, devin, spun, ia uite. N-am noroc. Ce spui tu e o sancțiune karmică gravă și nu s-a întâmplat doar prin cuvânt, ci cuvântul, ea parcă a chemat inconștient ceva ce chiar trebuia să se întâmple. E adevărat, au mai fost multe greșeli care s-au făcut. Uriașe, da? Ea practic a început să vorbească, cum spuneam, poporul român, gura fără ea, ea parcă își chema sancțiunea să se oprească, să stea. Pentru că oamenii care trec în aceste experiențe ies altfel. Cu totul altfel. Cei care ies. Da. Alții nu ies. Ies complet schimbați ca cei care trec prin morți clinice. Da? Știm cazuri celebre de sportivi celebri care au trecut prin astfel de diagnostice, mai mult sau mai puțin severe, dar oricum severe, au ulterior stări de sănătate de plină după ce au trecut prin afecțiune, au devenit deosebit de generoși, au îndreptat atenția către nevoile sociale, au perceput lumea și viața. Pentru că dacă misiunea ta era să participi la evoluția a ceva în societate, are Dumnezeu grijă să te pună acolo. Să spună, prietene, ai uitat, ai îmbogățit material strict, nu era doar pentru tine. Tu trebuie să intervii într-o zonă, pentru asta ai venit. Parte din misiunea ta pe pământ, aici era. Pentru că foarte mulți oameni care la nivel global sau ființe aparent umanoide care la nivel global se îmbogățesc, ați văzut că la un dat al vieții se gândesc să investească, nu știu, în descoperirea, deși n-ai fi spus știindu-le trecutul. Așa s-a întâmplat, undeva s-a întâmplat. I s-a permis acea abundență pentru că se știa că la un dat se produce declicul și se duce unde trebuie, cu intențiile lui, da? Legate de această lume. Când îți pierzi abundența și poți să o pierzi de o manieră, Doamne, în clipa în care chiar uiți cu totul că tu faci parte dintr-un egregor, dintr-o multitudine de suflete, n-ai venit per se, n-ai venit doar pentru tine însuți, n-ai venit doar pentru neamul tău. Celebra pildă biblică din scripturii a Vameșului, care credea că dacă va ajunge în cer pentru că a dat neamului lui, și Iisus îl pune în temă foarte pe scurt că nici vorbă. Nu intră, da? Nu intră deloc pentru că a dat doar neamului lui. Atât. Dar Alina, numai puțin dacă îmi permiți. Sigur. Am o generalizare foarte interesantă.
a ceea ce am spus mai înainte. Statisticele arată că în acele țări unde oamenii aspiră să iasă la pensie ca să nu mai facă nimica, acolo, imediat după vârsta pensionării, mortalitatea crește spectaculos. În țările unde oamenii abia așteaptă să iasă la pensie, ca să se apuce, da, să facă sport, să înceapă a doua afacere, să călătorească, în acele țări longevitatea bătrânilor este foarte ridicată. Deci iată cât de important este cum gândim despre ceea ce ne dorim să facem sau să nu facem. Pentru că o extensie a energiei vitale ți-o faci chiar tu în viitor. Exact. În această falie spațiotemporală tu îți faci extensia de viață. Nu e Dumnezeu viața niciunei ființe. Deci vreau ca oamenii să înțeleagă. Că aud adesea expresia aia, atâta a fost să fie așa, a vrut Dumnezeu. Nu. Dumnezeu nu ți încalcă liberul arbitru. Vrei să devine muritor? Te rog. E liber. E chiar foarte liber. Câți vor să devină? Vorba lui. Câți vor? Majoritatea, așa gândesc. Da. Aș vrea să revenim după publicitate și să vedem în acele situații în care oamenii își pierd această prosperitate, abundență, ce recapătă? Se poate face și cum o recapătă, oferim recompensă. Wow. Revenim după publicitate. Am revenit, vorbeam despre modul în care, Ingrid, putem pierde prosperitatea și cum putem totuși să ne recăpătăm anumite drepturi în momentul în care este evident că ceva nu mai funcționează cum trebuie. Vorbeam despre acei oameni care au fost la un moment dat foarte bogați și după aceea brusc au pierdut. Orice lucru vrea să recapete un om în viață, starea de abundență, de sănătate, de prieteni, de fericire, bani. Ideal este să ai o cunoaștere, măcar minimală, a ceea ce înseamnă abundența și de unde vine ea. Să înțelegi niște principii, Alina, pentru că nu poți să-i spui unui om du-te și fă cu tare lucruri ca și când trecutul lui a fost șters undeva. Nu este șters nicăieri. De aceea sunt oameni care se plâng, merg de nu știu când la biserică și nu mi se întâmplă lucruri. Dumnezeu, ți-ai făcut curățenie înainte să aduci mobilă nouă în casă, ți-ai făcut curățenie? Că săraca a avut și ea de suferit. Înainte să te duci către ceva nou, ai înțeles în ce urmează să integreze această stare de nou, de noutate energoinformațională. Trebuie să concentrezi în orice condiție. Da? Deci omul trebuie să înțeleagă în ce va sedimenta cel nou, pentru că dacă tu sedimentezi într-o stare profund pervertită, energoinformațional, o informație nici nu va sta acolo, nu va prinde rădăcine, Alina. Sunt oameni care merg cu ani la tot felul de slujbe, Sfânta Liturghie, slujbele Sfintei Biserici, da? Și nu înțeleg de ce se mișcă lucrurile atât de greu spre deloc. Ele se mișcă. Da, cunosc și eu. Ele se mișcă, dar foarte greu ajung energia pe care tu o invoci prin prezența ta acolo, intenția ta declarată măcar față de tine, dacă nu i-ai spus lui Dumnezeu ce vrei. Da? Mă duc acolo pentru că, ok, lucrurile se așează cu greu într-o matcă, pentru că există la propriu granițe și în univers filtre și tot felul, lumina nu va sta niciodată în întuneric, oamenii trebuie să înțeleagă. Tu nu vei bea niciodată apă dintr-un pahar murdar, nici lumina nu va sălăjlui în vehiculul tău, în oricare dintre structurile tale, dacă paharul este murdar. Nu poți chema noul lumină, abundența, în ceva care este pustit și văduvit de orice ar fi putut să însemne vreodată, cândva, acum sau în viitor, abundență. Noul se pune nou. Vechiul rămâne cu vechi. Iisus Hristos vine și spune, lăsați morții cu morții și vii cu vii. Ceea ce a murit este vechi și fără sens, fie și numai prin faptul că s-a repetat la infinit. O greșeală care te-a dus să-ți pierzi abundența. Fie și numai o greșeală. Iar una dintre cele mai mari greșeli pe care un om le poate face este lipsa de discreție. Marea majoritate a unor își pun tezaurul în stradă. Mi-am luat mașina, m-am dus în nu știu ce călătorie, da, trebuie să apară pe Facebook. Extraordinar. Îmi cer scuze că am numit. Așa pe o rețea de socializare. Da. Pune discreția, nu știi, devii o țintă în mișcare. Devii o țintă în mișcare. Cel mai des în zilele noastre, abundența de orice fel, indiferent cărei structuri se adresează sau despre ce structură vorbim când spunem că este abundentă, ea, înainte vreme de a-și pierde această stare de a fi înfloritoare, asta înseamnă abundență, nu doar că există sămânța, nu doar că a ieșit floarea, iară și muguri, este o stare de abundență, nu-i așa? Viitorul se vede de acum prin mugurii florii. Nu este doar floarea fără muguri, asta înseamnă abundență. În clipa în care tu îți pierzi discreția cu viața personală, vei pierde rând pe rând toate cele, pentru că devii o țintă în mișcare, pentru că nu poți să spui tezaurul în stradă și să rămâi într-o stare de siguranță.
Abundența, oricum s-ar numi ea, îți aparține, este de la Dumnezeu și nu fi precum fariseii care când se roagă, se roagă în fața oamenilor, care când dau ceva trebuie să vadă toată lumea, pentru că știi ceva? Tu ai vrut să vadă toată lumea. Lumea poate nu vrea doar să vadă. Poate vrea să-și aibă ceea ce ai tu. Oamenii nu înțeleg un lucru. Da, când aici își pun viața pe rețelele de socializare, din clipa aia început, ei vor fi început să pierdă totul. Nu astăzi. Nu mâine. Dar într-un mâine foarte apropiat. Da. Există ființe omenești care nu doar vor să vadă, ci încep să... Și este și păcatul tău, acelui care face asta. Îl ispitești să-și dorească ce ai. Parcă îl chemi. Parcă insiști. Da. Până la urmă, păcatul aceluia care răvnește la bunul tău începe cu tine. Păcatul lui începe cu tine. Tu l-ai pus să păcătuiască. Tu l-ai ispitit. Și abundența ta va fi furată, spui tu. Nu, ți-ai dăruit-o tu cu insistențe. Ți-ai dăruit-o cu insistențe. Uitați-vă câte case se sparg vara sau în perioadele când se pleacă în vacanțe. Că toată lumea, selfie, sunt în drum spre ușa de la intrare. Prima treaptă, cobor din bloc, a doua, am ajuns, păi am 10 metri de la scară. Nu, stai că uite, acum am ajuns la 100 de metri de... Nu se poate, e boală. Opriți-vă, este boală. Vă pierdeți sănătatea, prietenii, tot ce înseamnă abundență. Opriți-vă. Tu inviți pe ceilalți în această zona virtualului să vadă ce faci tu. De ce? Nu poți să faci de unul singur? Ai nevoie de ce? De aprobare? Ai nevoie de validări? Vrei să absorbi energia admirației celorlalți? Tu ești vampirul energetic, tu ești cel care își dă afară abundența din casă, tu soliciți în chip neexprimat ca atare. Tu soliciți o atenție care la un moment dat îți va fi luată cu totul. Știi cum e Stalina când invizi diavolul în casă? El nu intră doar cu un picior. El intră cât vrea, tu i-ai deschis ușa. Oamenii nu știu să-și păzească nu abundența, nici puținul. Îl pun în stradă, își pun tezaurul în stradă. Se naște un copil de la maternitate, el e pe rețeaua de socializare. Greșesc? Nu, și chiar se atrage atenția, că e o mare greșeală să-ți expui copilul, mai ales. Mai cu seamă, mai cu seamă, el nu are acel câmp auric de protecție, este abia venit în lume. Este formată structura de protecție. Este formată, dar este atât de neantrenată în energiile, în atacurile acestor luni. Vulnerabilă. Alina, dacă oamenii ar fi clarvăzători, ar fi... măcar unul într-o familie, ar fi lui și ar fi demn de viața pe care o au, ar fi păziți și ar fi în bună stare din toate punctele de vedere, pentru că ar fi îngroziți, văzând în jurul lor energiile, formele gând, formele emoție, râvna celorlalți, poate chiar râvna unia dintre structurile tale să te distrugă, pentru că acea structură este stăpânită de o forță contrară voinței tale. Alina, diavolul nu vine întotdeauna din afară, tu poți crea monștri prin gândire, prin felul de a fi. Ori, repet, starea de pierdere a abundenței, a prosperității, că ele oricum nu e așa, fără abundență nu ai prosperitate. Există un plan, există un plan spiritual numit al abundenței, există îngeri ai abundenței. Da. Ei nu vor să lăjlui în arealul, habitaturile, nu vor sta în preajma ființelor și habitatului lor, acolo unde se face risipă, pomeneai mai devreme de risipă, se vorbea despre risipă, risipa de a avea. Nu e pentru tine acel lucru, ai grijă să te folosești de el cu bună cuvință, în duh și în adevăr, conform principiilor matriciale divine, nu expune inconștient ceea ce ai, pentru că nu vei mai avea acel lucru. Noi nu trăim pe o planetă de îngeri bine intenționați. Când lumea se va trezi și va înțelege că viața nu este neapărat un război, dar este o zonă, o planetă școală în care unii sunt la clasa 1, alții și-au luat doctoratul în ceva, alții nu și-au luat nimic și așteaptă să ia de la ceilalți. Știi cum e la un examen că te uiți, cine nu și-a învățat, da, se uită la celălalt? De la privitul în foaia celuilalt până la privitul în viața celuilalt, în sufletul, în ce are, lucrurile sunt foarte apropiate, mult mai apropiate decât își pot imagina oamenii. Abundența, foarte pe scurt, prosperitatea, se pierd în primul rând din absența discreției cu viața personală. O fată întâlnește un băiat, se îndrăgostește, își sună toate prietenele, să știe toate, îl prezintă tuturora. În 3 zile după ceas află, cineva îi trimite fotografii, că i-l-a răpit o prietenă. Nu-l știai tu bine? Nu te știa.
Nici tu nu știai exact dacă vrei cu adevărat acea interrelație. Nu știai nimic despre el. Dar l-a expus ca pe un obiect de circ tuturora și iată că cine a oferit mai mult, el s-a dus în acea direcție. Mai mult din ce își dorea acea ființă. Tu nici nu știai ce vrea acea ființă, dar l-a expus ca la circ. Fetele pierd relații, băieții pierd alte lucruri în relațiile interumane și fiecare om pierde totul la un moment dat pentru că face circ din viața lui. Ceea ce ai se aparține ție, mai ales ceea ce ține de sufletul tău. O lege spirituală spune foarte clar să nu pui niciodată, să nu spui sufletul în mâinile celuilalt decât dacă vrea să ți-l vindece. Oamenii își pun viața și sufletul pe aceste rețele și ce să vezi, privitorul nu cred că intenționează să-ți vindece sufletul. Și să nu uităm iar altă expresie din popor, cum e așa, cum se spune, că întotdeauna când ai probleme, prietenii, cu ghilimele de rigoare, vor pleca, vor dispărea. La bine dați, nu toată lumea like-uri, nu e așa? Aparent îți dă like-uri, se simte obligat, tu cerșești o atenție. Aparent. Da? Mă întreabă prieteni cunoscuți, mă, dar tu nu intri pe rețea de social? Bă, zic, ba da, eu intru, dar eu intru, fac ce am de făcut, foarte important, după care am ieșit. Nu stau să, nu știu, da? Și nu-mi pun viața pe rețelele de socializare. Oameni buni, începeți prin a nu vă mai expune viața. Este un gest de o indecență și de o lipsă de demnitate pe care într-o zi sper să o înțelegeți, da? Este foarte periculos, da? Și iată, periculos și concret. Adică evenimente din viața personală, despre asta vorbim. Da, domne, îți aparține viața ta, îți aparține. A, dar chiar nu poți rezista, pui o fotografie în legătură cu eveniment, dar ai grijă să se fi terminat evenimentul ăla. Pentru că și fizica cuantică și subcuantică, ce spun experimentele de la CERN? Experimentele de la CERN. Da, da. Neutronii, protonii. Observatorul influențează actul întâlnirii dintre cuante și subcuante. Ele și-au modificat vizibil comportamentul pentru că operatorul a gândit ceva. Cineva mi-a spus zilele trecute, o prietenă foarte dragă, da, atât vreau să spun, o prietenă foarte dragă mie, că pornind fix de la același subiect în care eu susțineam cu tărie, deci n-am vorbit nimic cu Ingrid înainte de emisiune, deci cuvintele lui Ingrid sunt cuvintele mele. Eu explicând aceeași situație, părând probabil puțin exagerată, cu siguranță. Decența este exagerată. Prietena mea a spus, măi, dar ce vrei să faci? Că toată lumea este așa, toată lumea are un factor de o mică sâmbură de invidie și așa, așa, ce faci? Ajungi practic sociopat, că na, ce să faci? N-am știut ce să răspund, pentru că acesta este adevărul. Nu prea ai de ales. Este evident că trăim într-o lume în care, ce spune Ingrid, povestea asta cu invidia și cu rețelele astea a devenit un pic periculoasă. Noi nu știm ce este mintea omului, poate să fie, da, un prieten chiar sincer, dar fără să vrea să activează treaba asta sau să devii sociopat până la urmă, să eviți pe toată lumea, pentru că nu, există un echilibru, o cale de echilibru. Vrei să-ți împărtășești bucuriile, asigură-te că o faci în plan, în plan obiectual, cu o ființă în carne și oase pe care eventual o cunoști câtuși de puțin. Da. Se poate întâmpla ca chiar și cu prieteni foarte vechi să știi și să simți, dar nu pot să-i spun totul, că ar reacționa, n-ar fi de acord, mi-e prea drag să-l văd pe omul ăla ca să intrăm într-o ceartă. Exact. Îi spun de aici până aici. Da? Exact cum cei care au probleme de sănătate, știi cum e, Alina, am un chirurg bun acolo, am un internist acolo, niciodată și nici nu-i bine să... Exact cum? În zona de sănătate fizică, tu ai 7 medici. Să mai avem timp. În viața personală poți să ai 7 prieteni. Fiecăruia îi spui cât, da? Și nu vă mai puneți oameni buni viața în stradă. Da, mulțumim, Ingrid, foarte bun sfat. Cu drag. Vorbim aici despre abundența naturală, firească și naturală, ceea care este în acord cu legile naturii și ale universului, care este întotdeauna bună. Și despre abundența forțată, care este exagerată și care, bineînțeles, că mai devreme sau mai târziu, într-un fel sau altul, se va pierde. Sunt întru totul de acord cu ceea ce a spus Ingrid, că nu este bine să te expui pe rețele de socializare și că mulți oameni au sărăcit făcând asta, dar există și excepția. Sunt oameni care, în mod intenționat, punându-și viața pe rețele de socializare, reușesc să câștige bani și câștigă în continuare și adună averi fabuloase, dar există un dar aici. Acești bani nu sunt bani câștigați armonios, sunt bani câștigați din manipulare, chiar din invidia oamenilor, uneori chiar oamenii invidioși
Contribuie nu la sărăcirea, ci chiar la îmbogățirea oamenilor pe care le invidiază. De aceea nu sunt bani curați, nu sunt bani albi, nu sunt bani de la Dumnezeu, nu sunt bani care vor aduce sănătate sau bunăstare adevărată. Am o întrebare. Și, atenție, aceste familii care se îmbogățesc prin mass media suferă intern. Deci au foarte multe conflicte, mergând până la bătăi, divorțuri, suferințe și așa mai departe. Cum vedeți situația actorilor, marilor actori, exact la Hollywood așa, sau exact vedetele, așa, să repetăm ce s-a spus, actori. Pentru că tot ce a spus Silvi până acum pentru toată lumea e valabil și pentru, din și păcate, pentru actori. Din păcate, dar cei care au știut să e se clar protejeze, nu sărăcesc, nu îi afectează pe bogăție. Da, unii chiar urmăresc și reușesc chiar să se îmbogățească din asta. Exact. Da. Dar, nu, dar totuși nu sunt cu adevărat împliniți și fericiți. Din potrivă, încep să fie cumva săpați și ruinați pe interior. Bine, și da. Terminând cu, ca să revenim la întrebarea ta, cum fac unii care și-au pierdut averea, bogăția, prosperitatea și abundența să le redobândească, evident înlăturând greșele. De exemplu, mai rare sunt cazurile în care oamenii care au început, nu știu, să consume abuziv alcool, droguri sau să joace jocuri de noroc, ceea ce e tot un fel de drog. În mai puține situații acești oameni s-au recuperat, dar au fost cazuri. Au fost și cazuri în care oamenii au sărăcit pentru că au supărat pe cineva foarte tare și pe urmă s-au dus la acea persoană și au cerut iertare, au căutat să compenseze și pe urmă, tot așa ca prin miracol, și-au revenit. Au fost și situații în care oameni care aveau foarte mulți bani erau zgârciți și au sărăcit și pe urmă, mai săraci fiind, au descoperit plăcerea de a dărui și de a împărtăși și din nou s-au îmbogățit. Uneori acești oameni, când și-au revenit, au devenit mai bogați decât erau înainte. Ceea ce arată că aveau o lecție de învățat pe care și-au învățat-o și cum și-au putut continua viața. O mențiune foarte importantă. Nu există un standard de bogăție sau prosperitate. O abundență este necesară pentru un bărbat singur, da. O altă abundență pentru un bărbat care vrea să facă fericită o femeie sau o familie întreagă sau care are o misiune spirituală, Ingrid, care necesită logistică și bani. Da. Am o întrebare. Dar în cazul relațiilor cu apropiații, oameni, exact cum spuneai, este interesant să-i spun, dacă nu o să mai avem timp, poate într-o emisiune următoare, oameni apropiați ție, prieteni, oameni pe care îi știi din copilărie, oameni pe care îi cunoști oarecum și sunt situații, nu mă puteți contrazice, în care chiar prietenii între ei își poartă ghinion. Alina, aici revenim la o altă discuție și informație de sorginte spirituală. Cine cunoaște ciclurile de viață, știm foarte bine că nu ne începem viața cu sufletele familiare, ci cu cele care în alte vieți ne-au fost adversare. În primele 6 cicluri de viață, ființele umane întâlnesc, se intersectează cu cei care altcândva le-au fost adversari, mare atenție. Din al 6-lea ciclu de viață poți întâlni mari iubiri, prietenii și așa mai departe, dacă și tu ai intrat pe karma de recompensă. Pentru detalii, da, o să, oamenii ne pot... Exact, și o să revenim oricum cu această emisiune, o să vorbim puțin și despre karma de recompensă, despre aceste descărcări karmice din alte vieți, cum poți să-ți dai seama dacă într-un anumit domeniu... Abundența nu începe aici și acum. Exact. Iar eu am rugămintea să continuăm această emisiune. Exact, pentru abundență, prosperitate sau pentru a-ți regăsi un drept divin într-o zonă în care poate altădată ai greșit, nu știm, nu avem cum să știm, dar măcar putem să intuim. Vă mulțumesc foarte mult, ne revedem și sâmbătă următoare. La revedere!